Deci, mă numesc Vladislav, am 21 de ani, actualmente sunt student în anul 3 la Facultatea de Finanțe și Bănci, în cadrul ASEM. Dacă vorbim așa despre experiență, am mai avut careva corelații, hai să spunem așa, să lucrez pe psihotare, puțin vânzări, dar nimic așa ca să creez o carieră, hai să spunem. Despre hobby-uri, ce pot spune, îmi place foarte mult muzica, îmi place domeniul economic, îndeoseb după ce am început deja să mă inițiez în cariera de trader, văd că este un domeniu plăcut pentru mine. Deci, dat fiind faptul că deja sunt în ultimul an al studiilor, eram în căutarea unui job și preferabil să fie, nu știu, part-time sau cu posibilitatea de a lucra de la distanță. Și iată că am dat peste un anunț de la Double Case, trader pe piețele financiare. Și mă gândeam, sunt un domeniu destul de interesant, mai cu seamă că eu în trecut eram, hai să spun așa, interesat de domeniul dat, dar eram de părerea că trebuie să fac cel puțin un master, nu știu, cel puțin în România, unde avem o piață, hai să spunem așa, mai dezvoltată, sau chiar, de ce nu, Statele Unite. Nici prin cap să întreagă că avem așa domeniul la noi în țară. Și când am văzut, eu zic că să-mi pare rău toată viața dacă nu se încerc. Inițial, scopurile care erau, vedeam că este un domeniu foarte serios, cu perspectivă și totodată el necesită să ai, totuși, da, îl recomand pentru toți, dar trebuie să ai o oarecare măsură, un nivel de inteligență atât emoțională cât și intelectual pentru a te putea pregăti, să fii disciplinat, să fii organizat și așa mai departe. Adică inițial deja aveam un plan că, iată, mă angajez, activez atât. Când sunt gata, deja activez cu banii proprii. Ce ține de latura aceasta, nu, mai mult cu domeniul energetic. Am făcut câteva studii și văd că este tendință foarte bună, adică pe viitor m-aș vedea să le combin pe ambele, de ce nu? Dar pentru etapa inițială este nevoie și de un capital propriu. Destul de bună. Pe lângă faptul că, iată, pe lângă cursuri, hai să spunem așa, este și market discussion, sunt masterclass-uri care se fac cu regularitate. Este foarte bine că se vede o atmosferă foarte prietenoasă dintre traderii care sunt începători și consultanți și asta foarte mult te face să simți mai liber, să poți înțelege mai liber toate chestiile care se explică. Și după punctul meu de vedere este ceva foarte prielnic, îndeosebit pentru persoanele care sunt mai cu emoții sau nu știu, de genul acesta. Să bănuiesc în primul rând la colegii mei de la universitate, că mare majoritate avem, să spunem așa, idei comune, idei care sunt legate într-o oarecare măsură și eu sunt de părerea că ei tot ar fi cointeresați de acest domeniu. Și pe general, dar și cu tranzacționare. Chiar și la unii colegi de la liceu, că făcusem un liceu destul de bun și acolo sunt foarte mulți elevi care au un potențial destul de bun. Iar în momentul în care eu văd că se merită cu anumite persoane de lucrat, cred că și lor le-ar fi bine. Cursul practic deja cred că este o etapă puțin mai concretă, mai sofisticată pe unele puncte de vedere, dar și necesită o altă atitudine. Adică dacă ți-ai pus un plan, ai un scop, atunci go ahead. Da, este destul, dat fiind faptul că deja gestionarea emoțiilor nu poate fi explicată și lămurită în cadrul cursurilor. Aceasta trebuie să vină deja cu timpul. Pentru etapa inițială și ceea ce ține de practic, mă refer, analiza, cum se fac, cum sunt indicatorii, trend și așa mai departe, mai mult decât suficient este. Cum și-am mai spus anterior, inteligența emoțională destul de dezvoltată trebuie să fie, desigur și inteligența emoțională, asta intelectuală, dar cred că responsabilitate și disciplină ar trebui să fie, fiindcă atâta timp cât activezi pe acest domeniu, trebuie să ai un plan. Trebuie să ai asta, numărul 1, 2, 3 și așa mai departe. Adică aici nu poți fi haotic, trebuie să fii organizat, dar asta e deja o maturitate, hai să spun. Traderul începători se gestionează foarte bine cu risk money management, să-și creeze propria lor strategie, să nu asculte chiar tot ce se spune pe internet, că 100% sure you're gonna receive 100% of your money și așa mai departe. Trebuie să trecem noi prin anumite chestii ca să înțelegem asta e bine, asta nu e bine și așa mai departe. Iar activitatea pe o scurtă durată de timp demo ar fi bună până în momentul în care vedem deja că am înțeles cum lucrează chestia, mi-am făcut strategia, acum sunt pregătit pentru a tranzacționa cu bani reali. Mai ales în momentul în care ți-ai creat deja disciplina și planul. Eu cel puțin nu cred așa, prin așa ceva strict, dar știți cum, you never know.
Cel puțin sunt foarte calculat la ale mele, adică dacă văd că am primit un minus 2 și în ziua aceea nu mai merge, încerc să las totul la o parte și o să încerc din nou în momentul în care sunt pregătit. Nu mă trebuie să-mi controlez emoțiile, că așa foarte ușor pierzi contul. A fost, sincer să vă spun, mai stresantă decât pe contrarial. Nu știu de ce, cel puțin pentru mine. Prima tranzacție a făcut brusc o fluctuație, apoi s-a dus în direcția în care, adică a activat stop loss-ul și s-a dus în direcția în care am spus eu. Și după asta mă gândesc, deci, pentru ce să mă stresez? Fii ce-o fi, eu știu totul, dacă mi-i dat, o să întâmple și nu deschid tranzacțiile la nimereală, calculez, este bine, nu. Și am început încet și ușor, apoi la noutăți am început să combin, adică să iau un calcul și analiza fundamentală. Și ceea ce e interesant ce am observat eu, cel puțin pentru mine, că mult mai important este, cum am spus anterior, strategia să o creezi. Eu ne-am creat-o, avem nivelele psihologice, avem trendul și poate acolo un indicator maximum 2. Dar cum alții fac 5 indicatoare deodată puse pe platformă, acolo sub de miligraf și nu, asta nu ajută. Dar totodată este foarte important să luăm în calcul și corelația dintre cotații, astfel încât să înțelegem cum se mișcă piața. Până în momentul în care nu încerci, nu o să înțelegi dacă domeniul acesta este pentru tine sau nu. Adică poți fi, nu știu, bucătar, profesor și așa mai departe, chiar și student, fără experiență, chiar și cu experiență și să te reprofilezi în domeniul dat, nu e o problemă. Din cauza că nu necesită foarte mult, nu știu, studii acolo, matematică superioară, fizică, cuantică și așa mai departe. Aici este o analiză care este prestabilită deja, tu doar trebuie să înveți cum să o aplici. Și deja, cum și-am mai spus, este foarte important gestionarea emoțiilor. Cel puțin la moment, chiar de situația nu e cea mai bună în cont, am speranțe foarte mari. Încă văd că este un domeniu care îmi combină, hai să spunem așa, un program foarte flexibil și libertatea de a activa pe și pe alte domenii, chiar de ce nu. Poți să lucrezi de unde vrei, doar să ai acces la internet și un laptop și liniște și pace, ca să te poți concentra, evident. Mă văd ca, nu știu, cel puțin vreau întâi să îndeplinesc toate criteriile care sunt stipulate în contract, ca să văd că am rezultate frumoase, fiindcă chiar de ești sigur pe forțe proprii și, nu, și acolo ai foarte mare speranță în viitor, pentru a fi, hai să spun așa, un trader de succes trebuie să te testezi în timp. Fapt ce își doresc la momentul dat.